Percheziția ale polițiștilor din Corabia la doi bărbați din județul Dolj. Oamenii legii îi acuză pe aceștia de proxenetism și de obținerea de foloase materiale de pe urma unor tinere pe care le aduceau în Olt pentru practicarea prostituției. Totul se întâmpla în orașul Corabia. În fapt, doi bărbați de 35 și 40 de ani sunt bănuiți că în luna august 2021 ar fi facilitat practicarea prostituției în orașul Corabia în scopul obținerii de foloase patrimoniale de către două tinere de 20 și 25 de ani, tot din județul Dolj. În urma activităților desfășurate, cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, ulterior instanța de judecată dispunând arestarea preventivă a acestora. Banii obținuți de tinere din practicarea prostituției ajungeau la cei doi bărbați. Ambii sunt cercetați acum în stare de arest, ei fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul poliției Olt, unde vor petrece următoarele 30 de zile.